Procedura LPG a devenit o alegere populară pentru cei interesați de îmbunătățirea aspectului pielii și a siluetei, oferind o abordare non-invazivă și relaxantă pentru a atinge obiectivele de frumusețe și sănătate. Ba mai mult, în combinație cu o alimentație sănătoasă și exerciții fizice regulate, rezultatele procedurii LPG pot fi menținute pe termen lung. Ce ne spune specialistul în domeniu, aflăm în cele ce urmează. Cu ajutorul unei manipule este automatizat, ar fi asemănător cu niște mișcări ale mâinii, dar mâna omenească nu poate imita aceste mișcări care le face aparatul. Deci nu avem lasere, nu avem careva unde, este pur acțiune mecanică asupra țesuturilor, care într-un mod sau altul ne dă diferite rezultate. Este benefic întregime pentru sănătate, deci aici merge vorba și despre îmbunătățirea circulației sangvine, a limfodrenajului. Foarte bine lucrează și cu musculatura, relaxează, întinde mușchii. Deci oferă o stare de bine atât fizică cât și emoțională. Este imposibil să nu adormi la procedura de LPG. Este foarte relaxantă și pe lângă toate acestea împreună are un foarte bun efect și asupra aspectului pielii, și anume îmbunătățește calitatea pielii și chiar luptă bine cu celulita. Așa, ca bonus, printre altele. Deci, inițial, această tehnologie a fost concepută pentru reabilitare, pentru tratament și au văzut efectele benefice din punct de vedere estetic și deja au început să elaboreze programe speciale, adaptate și pentru partea de estetică, nu doar sănătate și reabilitare. Procedura este potrivită pentru oricine, mai ales persoanelor cu patologie vasculară, fiindcă este în primul rând un dispozitiv medical. Deseori, persoanele care au vene dilatate pe picioare, le este contraindicat un tip de masaj sau altul, însă LPG ne permite să lucrăm și cu așa tip de pacienți. Chiar avem și un program special care ne ajută să îmbunătățim calitatea vieții lor. Astfel dispare această senzație de picioare grele, dispar edemele și îmbunătățim circulația sangvină ca ele să aibă un mod de viață mult mai ușor și sănătos. Dacă vorbim despre careva afecțiuni autoimune, afecțiuni alergice, da? Deci iarăși, în acutizări nu se recomandă LPG. Dacă avem careva leziuni, careva traumatisme, doar la indicația medicului, desigur, dacă vorbim despre integritatea cutanată, adică nu trebuie să avem careva inflamații la nivelul pielii sau careva dermatoze, ca să nu influențăm acutizarea lor. Nu am putut pleca din cabinetul specialistului înainte de a vedea cum are loc această procedură. Astăzi avem pacienta în cauză, vom lucra mai mult asupra spatelui, cu scopul de a relaxa, de a reduce din durere și spasm. Poftim, Irina! Este important de menționat că rezultatele pot varia de la caz la caz, iar pentru a obține efecte vizibile și de durată, ar fi nevoie de mai multe ședințe. De asemenea, este recomandat ca procedura să fie efectuată de un specialist calificat, ce are cunoștințe și experiență în domeniu.